Ia la petarde, ia la petarde. Wow! Hai de capul meu. Antuine sună să ne dea tricou de joc. Vă salut, fraților, și bine ați revenit la unul dintre cele mai tari clipuri de la un meci din Superliga României. Astăzi este zi mare, cel mai mare derby din capitală, FCSB versus Rapid București, direct pe Național Arena. Așadar, vreau să văd acolo susținerea voastră, indiferent că sunteți fan FCSB, Rapid, Dinamo, Oțelul Galați, Iași, nu contează. Haideți acolo forță cu susținerea să reușim peste 8.000 de like-uri, dacă vreți să continuăm această serie, mai ales că astăzi este un meci extrem de important, atât pentru Rapid București, cât și pentru cei de la FCSB. Eu sper să avem ca de obicei cât mai multe goluri. Nu uitați să apăsați acolo și pe butonul de subscribe. Și în clipul de astăzi am un singur obiectiv de îndeplinit. La finalul clipului mă gândesc, ei bine, un obiectiv pe care nu l-am reușit niciodată, nici anul trecut, nici acum 2 ani, să luăm direct un tricou de la un jucător de la FCSB. Și aici avem promisiunea lui Robert, cel care ne editează clipurile, deoarece el a vorbit cu Antui ca la finalul meciului să stăm la VIP și să vină să ne dea tricoul de joc. Vă zic, speranțele sunt foarte mici, deoarece nu am reușit niciodată. Mai sunt 2 ore până la meci și, bineînțeles, nu sunt singur. Cel mai mare stelist aici cu noi, fratele Carlos, pe care o să-l întreb pronosticul puțin mai târziu. Dar până atunci vreau să mergem, deoarece cei de la Superbet au zis că ne-au pregătit o surpriză la RoboKeeper. Dacă dai gol, câștigi un tricou. Și pot să dau și eu? E bine, așa cum am zis, cei de la Superbet ne-au pregătit și un challenge pentru clipul de astăzi. Direct un tricou cu Rapid București și avem challenge puternic între mine și Carlos. Fiecare va da câte 3 lovituri. Cine dă mai multe goluri a luat tricoul din partea celor de la Superbet. Ești pregătit, domnul? Hai! Câte goluri zici că dai? 3 din 3. 3 din 3? Zic eu, tu dai 0 și eu dau 1. Ascultă-mă, că așa am zis data trecută. Deci e mai greu la București challenge-ul. E mai greu la București, la Cluj e făcut pentru ardeleni mai ușor. Să dai mai ușor gol, aici e mai greu, vă zic eu. Cel mai greu nivel, primul șut. Se vede, da? Wow. Trebuie să schimb tactica. Nu mai știu cum a dat Benny. A dat Benny odată și a dat bară gol. Hai să vedem. Nu merge. Trebuie să dai sus. Acolo? Bun. Cineva ne spune să dăm stânga jos și am luat tricou. Hai. Aoleu, aoleu. Slab de tot. Hai, Carlos, salvează-mă. Salvează-mă, dă-i un gol. Hai, Carlos. Dacă dai un gol, îți mai dai un tricou. Bine, bine, mai bine și eu. Ia uite, a luat-o portarul Razna. Exact, în vincul trebuie să dai, Carlos, serios, singura ta șansă. Bine, n-a fost rea. Hai și ultimul șut. Dacă nu, te iei în tricou pe din două și luăm jumătate. Haide, ultimul șut, hai cu golul, Carlos. Na, nu, ce facem? Departajare. Care dă primul? Care dă primul a câștigat, da? Hai să vedem, bă, trebuie să dăm un gol. Uitați-vă câtă lume s-a strâns aici și noi ținem coada degeaba. Hai să vedem. Asta e, mă. Ți-am zis că îl păcălim pe suportare acolo și am luat tricou. Tricou cu Rapid este la noi. Am zis care de primul câștigă, îmi pare rău. Tricou cu Rapid este la noi. Perfect, e și măsura mea. Mulțumim, Superbet. Băi, îmi place cum te-ai echipat astăzi. Un pronostic? 1-0, 2-0. Curaj, nu-ți fie frică. Cât zici? 1-0. Zii tu, tati. 2-0, da? 2-0. Și cine dă gol? Ia uitați-vă aici ce frumos. Cu săpunarul. Papo și săpunaru. Mersi și baftă. Și eu zic că a venit momentul să începem să luăm pronosticurile de aici, deoarece ușor, ușor lumea se strânge. Avem și tricoul cu Rapid acolo câștigat. Și în spatele meu sunt cei de la ProTV. Bă, fraților, mă gândesc așa, viața de reporter, mereu pe drumuri, mereu e interviuri altora, dar cum ar fi să-ți ia ții cineva un interviu? Așa că mergem și încercăm să luăm un pronostic direct reporterului de la ProTV. Să vedem ce zice și cameramanului totodată. Hai să vedem. Salut, băieții! Salutare! Știu că voi de obicei luați interviuri, dar de data asta situația se schimbă. Un pronostic? Un pronostic pentru astăzi. Să fie pace, 1-1. 1-1, uite, îl dau și eu acum în premieră cu tine, am zis 2-2, că se termină. 2-2. Și aici la domnul cameraman vreau. Un pronostic de la domnul cameraman. Bate Rapidul cu 1-0. Bate Rapidul cu 1-0. Mulțumim mult de tot și spor la treabă, spor, v-am pupat. Bun, și avem și primul fan de astăzi care a venit să facem o poză. E momentul să-i luăm și lui un pronostic. Am mai întrebat pe cineva, dar a fost rușine să-mi dea pronosticul. Sincer, cât se termină în seara asta? 3-2 Steaua. 3-2 Steaua și cine dă gol pentru FCSB? Coman. Ok. Tavi. Bun. Ciolar. Bun. Bravo. Și pentru Rapid? Zi măcar 3 jucători de la Rapid. Hai să te vedem. Vaidă. Bun. Criste. Ah, de la FCSB. Face transfer asta la FCSB. Bun. Și ultimul. Hai încă unul. Unu, Creț. Săpunar. Sau Săpunar. Perfect.
Mersi, baftă multă. Ce credeți, fraților? Un fan al Rapidului și jucător totodată la junior? Vino, nu te feri. Vrea să ne facă cadou o eșarfă cu Rapid. Pe care vrei să mi-o dai? Că văd că e o grămadă acolo. Mă, tu nu vinzi eșarfe, sigur, nu? Nu vinzi eșarfe, nu? Le-ai pentru prietenii tăi. Uite, pe asta o punem direct așa frumos și voiam să te întreb și un pronostic pentru seara asta, un scor. 2-0 pentru Rapid. Și cine dă golurile? Rahmani. Bun. Și de fapt, ambele Rahmani. Ambele Rahmani. Dar dacă ar fi jucătorul tău preferat de la Rapid? Rahmani, mie îmi place Papo foarte mult. Ei bine, și în urma cadoului primit, mi-am făcut și primul dușman de astăzi. Da. Carlos a supărat pe mine că port eșarfă cu Rapid. Știți foarte bine, eu susțin toate echipele din România. Nu am, nu știu, rivalitate sau mai știu eu ce, să nu zic hai Rapid, hai FCSB, hai Dinamo. Nu am absolut niciun fel de problemă. Dar acum știu, Carlos e fan FCSB și a venit momentul Carlitos, că tot vine noaptea peste noi, să dăm pronosticul. De fapt, să-l dai tu. Eu am zis 2-2. Tu? Faci tu ca pușul da din aur? Da, eu, atât de greu e să dai un pronostic. Mai nou? Corect. Bă, nu e șah mai aici, e fotbal, zi direct. 3-2, 3-1, Steaua. Pa, pa! 3-1, să nu mai văd, să nu mai văd, eu vreau 2-2 să fie. Super, 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 mai avem aici un fan al Rapidului. Cât se termină în seara asta? 3-1, Rapid. Cine dă gol pentru Rapid? Rahmani, 100%. Ok, toată lumea zice asta. Și dacă intră Burmaz. Și jucătorul tău preferat de la Rapid? Săpunaru. Săpunaru. Bă, nimeni nu zice Papo, mie îmi place foarte mult Papo. Dar oricum. Al doilea e Papo. Al doilea e Papo, dar perfect. Cui îi place tati Papo? Sofie îi place Papo. Mai tare că n-am auzit. Sofie îi place Papo. Cine e Sofia? O prietenă de a noastră. Iubita ta? Nu. Ideea în felul următor, fraților. Avem pe cineva aici care astăzi va intra pe teren cu jucătorii, nu? Da. Și pe cine vrei să ții de mână astăzi? Cu Papo. Cu Papo, nu? Fii atent. La final de meci te duci la el, iei tricou și vii la mine și mi-l aduci acolo la VIP, da? Nu mă uiți. Te aștept cu tricoul lui Papo, da? Perfect, că ție ți-l dă sigur, mie nu mi-l dă. Hai, baftă multă. Deci voi trebuie să mă învățați acum un cântec al Rapidului. Hai, cine e șeful de galerie astăzi? Cosmin. Hai, Cosmin, cine e Cosmin? Hai, Cosmin. Haideți, 3, 2, 1 și... Suntem peste tot acasă. Porțile ni se deschid. Mai tare, mai tare. Echipă mai frumoasă și iubită ca Rapid. Gata, mergem de colindat împreună la anul? Da. Cred că facem bani frumoși. Mersi, băieți. Mersi, mă primiți în galerie, da? Oficial sunt și eu în galerie. Facem, facem. Respect. Torul tău preferat de la Rapid? Săpunaru. Cum? Săpunaru, da? Bravo, bravo, bravo. Pot? Ia vezi. Da, dar pe cine ai pe ecran acolo? Ia arată-mi. Pe wallpaper. Nu cumva e Neymar? Da, da. Ia să vedem. Neymar Junior acolo, forță. Și a venit momentul să intrăm direct în incinta stadionului pentru prima dată la VIP, la un meci al Rapidului. Vedeți aici și biletul primit din partea celor de la Superliga. Și vă zic sincer, mi-am dorit foarte mult acest bilet, deoarece singura șansă să iau un tricou în seara asta de la un jucător este la VIP. În celelalte părți știți foarte bine, suporterii stau mai sus, e mai greu să primești un tricou la VIP, sunt cele mai mari șanse, așa că haideți să mergem. Merge și a lui? Da? Mersi, mulțumesc. Mamă, ia uitați-vă cum au pregătit cei de la Rapid aici. Este prima dată când vin la un meci din Superliga României și la VIP avem mâncare și o mini-expoziție din partea celor de la Rapid. Ia uitați-vă. Mamă, cât de tare. E prima dată când văd. Ia uitați-vă. Tricou aici. Și uitați și tricou pe care l-am primit de la Cătălin Cârjean. Ia uitați-vă aici. Cu Borja Vaie. Tricou ăsta l-avem și noi, dacă mai țineți minte, primit de la Cătălin Cârjean. La meciul versus UTA Arad. Când am fost la Oradea. Mamă, cât de tare. Ăsta mi se pare cel mai tare. Ăsta mi se pare cel mai tare, cel mai frumos. Super, super frumos. Și aici un fan shop. Mamă, cupa, bă, cupa. Cupa, cât de tare. Avem cupa la derby. Cupa campionatului, ia uitați-vă cât de frumos arată Cupa Superliga. Dacă nu mă înșel, este cupa care a fost și la Muzeul Fotbalului și probabil l-a adus aici. Nu știu exact dacă acolo este o replică sau cea originală. Însă, în premieră la un meci, gândiți-vă ce derby avem astăzi. Cu expoziție, cu fanshop în incinta stadionului. Și cupa, care în acest sezon nu se știe de cine va fi ridicată. Rapid, FCSB, Carlitos, ești pregătit? Su gratis, haide, bag acolo. Doar unul, Carlos. Carlos, doar unul, tată, nu două. Te rog. Am băut și noi un suculeț acolo foarte bun cu ananas și cocos. Și haideți să intrăm direct în incinta stadionului. Vă spun, suntem cu două ore înainte. Mai avem de așteptat, dar hai să intrăm. Oh, facem. Gata.
Gata. 3-1, scor corect. Ok. Primul gol marcat Rahmani. Ok. Al doilea o să dea Burmaz. Bun. Și ultimul o să fie de 3-1, Cristian Săpunaru din penalti. Dar zi jucătorul tău preferat de la Rapid. E greu să spun afară de Săpunaru că este altul. Te rog, zi-l pe ăla la care mă gândesc și eu. Unul spectaculos. Adică care este spectaculos, joacă, e altceva. Adică... Da, e Papo. Mie-mi place Papo ca spectacol. Papo, da, e nevoie de goluri. Mai eficient, da, e Rahmani, ai dreptate. De puncte, de goluri, ai dreptate. Mersi, mersi și baftă. Te pup. Bună ziua, să trăiți. Mai vrei să intri unde? Da, nu, aici. Mersi, numai bine, mersi. Dar nu știu ce toată lumea crede că fac probleme. Că nu faci probleme, nu? Nu fac niciun fel de probleme, sunt pașnic. Deci Carlos Tomaș și-a găsit prietenii pentru că vrea să-și facă brigadă împotriva mea. Și tu mi-ai zis că am greșit eșarfa, nu cu Rapid. Astăzi o să purtăm. Mamă, direct a dat pronostic. Ideea în felul următor, am primit cadou. Cadou e cadou și îl purtăm așa, e frumos, din respect pentru abonatul nostru de astăzi. Și ce să zic, v-ați făcut galerie, a? Da, da, da. Hai să vedem, hai să vedem cine câștigă. Ușor, ușor. Acum trebuie să recunoaștem, Rapidul joacă acasă, ei cred că vor domina atmosfera. Da, că este stadionul pe care joacă de obicei FCSB, așa e, băieții au dreptate. Dar hai să vedem care galerie va fi mai gălăgioasă. Ei bine, am ajuns la locurile noastre și uitați-vă și voi, tot din partea Rapidului mă gândesc, avem revista Giuleștină, ia uitați-vă. Practic revista de la meci, eu fac colecție de asemenea reviste, mai ales din afară, de la meciurile din Premier League la care am fost. În Anglia sunt cele mai tare reviste când vine vorba despre revista meciului. Credeți-mă, atât e de groasă revista la un singur meci. Hai să vedem și noi ce avem aici. Atenție la artificii. Opa, fii atent Carlos. Un anunț direct pe revistă din partea Rapidului. Atenție la artificii. Poza de astăzi cu Radunović acolo, vrea un infern Vișiniu pe Arena Națională. Hai să vedem ce mamă, cât de tare e asta. Ia uite. Iadu Vișiniu, cât de șmecher, acolo va fi, nu Carlos? Bum, bum, uite, revistă, realitate, cam așa o să arată. Cât de șmecher arată acolo, o păstrăm, asta chiar e o revistă de păstrat și să o ieși tu, Carlos. Intră în teren Radunović, Miculescu și cu Octavian Popescu, partea aceea fluieră, partea aceasta aplaudă. Și avem o veste de ultimă oră, Daua s-a certat cu colegii lui de la FCSB. Ce cadru frumos, Iulian Cristea râde cu Meme Stoica. Cât de fain. Așa da, să tot vedem. Nu contează că s-a transferat la Rapid, prietenia rămâne indiferent de echipă. Frumos gest, direct pe teren în fața tuturor stau de vorbă. Yeah, man. A, uite-i, altă prietenie acolo. Când dansa, ai văzut? Mamă, ce imagine frumoasă din nou. Oh, și Papo, cât de tare. Așa da, să tot vedem. Chiar o imagine de fair play cu jucătorii combinați, vedeți? Rapid, FCSB, Rapid, FCSB, Rapid, FCSB. Prea frumos. Mai sunt 45 de minute până la începerea meciului și m-am gândit că e momentul perfect să dăm pronosticurile pe Super 12. Avem primul meci deja câștigat, 8-1 pentru Bayern München. Hai cu al doilea. Atletico Madrid pierde după Inter Milano, Arsenal, FCSB, Paris Saint-Germain, Tottenham. Mamă, ce meci tare aici! Liverpool vs Manchester City, Frankfurt, Juventus, derbiul Craiovei și AS Roma. Carlos, mai ai un telefon? Mai dăm un pronostic repede. Nu uitați, fraților, și voi puteți da pronosticurile 100% gratuit în fiecare săptămână pe Super 12 și puteți câștiga premiul cel mare săptămânal de 10.000 de ron. Repet, totul este 100% gratuit, nu confundați cu pariurile. Intrați acolo, dați pronosticurile și dacă ne strângem 10.000 de participanți săptămâna viitoare, cei de la Super 12 vor oferi direct un PlayStation 5. Intră jucătorii Rapidului în acest moment. Galeria celor de la FCSB huiduie și acolo galeria Rapidului. Prea frumos. Având în vedere că stăm aici de aproape 2 ore, fratele Carlos ne cumpără o porție de nachos cu salsa și vă mai zic ceva, fraților. Incredibil, dar nu te auzi și mai este jumătate de oră. Uitați-vă și voi ce nebunie este. Și mai e jumătate de oră. Vă dați seama, chiar o să fie full. Ce nebunie! Cei de la FCSB se întorc toți cu spatele și mesajul drumul vostru se oprește aici. Hai să vedem, din moment în moment urmează să intre echipele în teren. Începe imnul Rapidului! Mamă! Uitați-vă și voi, arhiprim!
Rapid! Cântă, bă! Mie-mi place mult de tot timpul Rapidului, vă zic sincer. Se pare unul dintre cele mai frumoase imnuri din Superliga României. Îmi place atmosfera de la imn. Uitați-vă și voi, stadionul plin, plin, arhi plin de eșarfe. Circulare. Aoleu! Bă, uite ce e acolo! Au aruncat acolo, fii atent! Au aruncat acolo în ei, iau! De aici, din partea asta! Mamă! Primul duel, uitați-vă și voi! Primul duel acolo, între fani! Mamă, mamă, ce e acolo! Deci acolo e ceva nasol rău, vă zic sincer. Se aruncă dintr-o parte în alta. Bătaie cu jandarmi, iau, deși acolo, 3, 2, 1, 6. Da, 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 fumigene și acolo, ia uite. Fumigene și acolo se anunță nebunie. Am fost avertizați încă de pe revistă că o să fie artificii, așa că ne asumăm, asta e. Ia uite, 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 uite. Mamă, cât de tare. Cât de șmecher. Mamă, mamă, mamă! Bă, ia uite! Cât de tare! O singură dată am mai văzut așa ceva pe Național Arena. La un meci cu Craiova, parcă. Și în acest moment intră echipele pe teren. FCSB va juca în albastru, Rapid în Vișiniu. Uitați-vă și voi, ce nebunie, aolo, ce nebunie, fraților, hai de capul meu, ce e acolo, Carlos, ai avea curaj să te duci fix acolo, uite fix acolo, între ei. Mamă, mamă, iată-l pe Max Bani. A venit Bugs Bunny. Cât de tare. Looney Tunes. Mamă, ce frumos. De mult n-am mai văzut așa ceva. De mult n-am mai văzut așa atmosferă și așa nebunie. Ia uitați-vă ce acolo. Mamă, mamă, mamă. Dar acolo... E incredibil. Să înceapă nebunia, să înceapă spectacolul. Hai să vedem. Mamă, mamă, mamă. Hai, o... Încep artificiile și în partea asta. Mamă, cum pocnesc, tu vezi? Ideea e că aruncă spre Târnovanu, asta e nasol. Mamă, dar cum pocnesc. Ce fain, bă, mi-era dor, bă, de un meci de ăsta. Carlos, data viitoare mergem și noi acolo? Nu. Cum, mă, nu? N-ai curaj și tu la FCSB-ul la Rapid? Așa, da. Toată lumea așteaptă startul partidei. Haideți să vedem. Mai mult, 3, 2, 1. Ce facem, mă, mai încep? 3, 2, 1. Start! Ăla e, tată. Deja se întrerupe partida din cauza unei fumigene de pe teren. Mamă, mamă, ce nebunie. Hai să vedem. E fum peste tot, efectiv. Vedeți și voi, efectiv, peste tot fum. De-abia, de-abia se vede. Bine, Radunovici. Aoleu, nu-i nimic, Tavi, nu-i nimic. Oh, oh! Ah, nu-i nimic. Ce combinație acolo între Florinel Coman și Olaru. Prima fază periculoasă pentru FCSB, Florinel Coman. Hai să vedem, lovitură liberă. Mamă, mamă, m-au respins acolo. Opa, opa, se cere penalti. Și e simulare. Simulare pentru Adrian Șut. Simulare pentru Adrian Șut, toată lumea a cerut penalti în partea dreaptă, dar n-a fost fault acolo. Galben pentru simulare. Opa!
petarde, era petarde. Wow. Urât, 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 urât. Chiar urât, așa ceva nu se face. Urât rău, Papo nici n-a reacționat, dar urât gest. Hai să vedem dacă ajunge Florinel. Ajuns-o, bă, ești nebun. Florinel versus Brown. Spinge acolo să pună. O nouă lovitură liberă bătută de Florinel Coman sau se ceartă acolo cu arbitru. Hai să vedem ce se întâmplă. Da, lovitură liberă pentru FCSB. Hai să vedem. Săpunaru vine în tribună lângă noi. Ureștale. Acasă sau de plasare. Calcă totul în picioare. Ale, ale. Da, București. Aolo. Aolo. Krasniki. Oh! Rapid trebuie să recunoaștem, este mai periculoasă, faze mai clare de gol, două șuturi spre poartă. În schimb, la FCSB, nimic concret momentan. Florinel Coman a încercat de două ori acolo, dar fără niciun rezultat. Papo, săracul, din nou bombardat acolo cu hârtii, pahare, de toate. Cred că e și el galben pentru simulare. Wide, intervine și el acolo. Hopa! Verificare, VAR, posibil penalti. Ce zici, Carlos? A fost penalti? Nici mie nu mi s-a părut, dar vedem, toată lumea începe să cânte. Posibil penalti pentru Rapid. Arbitru se duce la VAR. Crețu încearcă să-l convingă pe arbitru. E prima dată când văd asta și cheamă pe Săpunaru să-i arate. E prima dată când jucătorii se uită cu arbitru la VAR. Uitați-vă și voi ce imagine, fac și poză. Jucătorii se uită cu arbitru și comentează. Arbitru le zice să plece. Ideea e că sunt șanse mari să fie penalti. Șanse mari de penalti. Atâta timp când se uită acolo. Hai să vedem decizia finală. Emoții mari aici pe Arena Națională. Hai să vedem. Tensiune mare de tot. Deja a trecut aproape un minut și... Nu e penalt! Pentru Rapid, minutul 33. Rapid marchează pentru 1-0, tată. Rapid marchează pentru 1-0, surpriză pe Arena Națională. Și cum zboară artificiile? Mama, asta a zburat în partea cealaltă. Mama, a zburat de acolo. Aoleo, aoleo. Aoleo, ce urât. Mamă, mamă, ce nebunie! 1-0 pentru Rapid, verificare VAR, dar nu cred. E gol, mamă, dar din nou bătălia începe acolo, trebuie suport. 1-0 pentru Rapid, minutul 33. Eu mă bucur că s-a înscris să înceapă golurile acum. I-am zis 2-2, început e bun. Carlos, supărat. Cât ai zis? 3-1, să vedem. Efectiv a luat foc fanii Rapid, ia uitați-vă, ce nebunie acolo la ei. Nebunie, tata. Toată lumea se ridică în picioare. Wow, cum s-a dus Alexandru acolo. Hai să vedem. Nu, n-a fost pe poartă. Mamă, șut. Mamă, mamă, penalti. Penalti sau offside? Deci prima dată a arătat spre Careu și după a arătat linia. Cred că, nu știu, ori penalti, ori offside, cred că e offside. Wow! Ce bine este acolo portarul Rapidului.
Gata, final de primă repriză, 1-0 pentru Rapid București. Și mai mult ca sigur vom avea parte de 2 sau 3 schimbări la pauză, zic eu, din partea lui Nea Gigi. Revenind din repriza a doua, eu mai sper cu încă 2 goluri. Vedem cine va mai marca, dar 100% vor fi schimbări la FCSB. Și o nouă coreografie în repriza a doua din partea celor de la FCSB, uitați-vă. Nici nu-mi dau seama ce este. Schelet ceva, da. Mamă, tare. Deci avem primul meci horror din Superliga României. Meci horror, fraților. Fraților. Un mesaj din partea rapidiștilor, probabil legat de animația cu Bugs Bunny. Cred că știau de înainte. Știau de înainte, cred că de asta au pus iau. O peluză, brigăți adevărate, parcă sunt unde sunt animate. Către Romanul, către Romanul, uite ce a făcut Romanul. Mamă, ce a aruncat-o direct în el. Deci nu se mai vede Romanul, fii atent. Fii atent! Atacă Rapidul și Turnovanul nu se vede, vezi? Mamă! Mamă, ce e acolo! Ia uite, le ia daua, da! Știi că de obicei jucătorii nu fac asta. Daua curajos! Mamă, până și sus acolo e una. Jihadul, uitați-vă și voi, peluza efectiv sare în aer, peluza sare în aer, uitați-vă și voi. Și foarte mulți fani de aici, ai cel de la FCSB deja pleacă acasă. Ia uite, ia uite, ia uite acolo, Carlos, vezi? Mamă, s-au dezbrăcat toți, nu cred cât de tare. Toată lumea pleacă, uitați-vă și voi. Toată lumea pleacă acasă. Putem spune că avem parte de umilință. 4-0 pentru Rapid, incredibil. 4-0 pentru Rapid, ce nebunie. Peluza celor de la FCSB redusă la tăcere. Sincer, un scor nemeritat. Într-adevăr, FCSB nu prea a jucat nimic, dar totuși o diferență mult prea mare. 4-0. Și meciul s-a terminat, incredibil. Final de meci, fraților, 4-0. Incredibil, neașteptat, cred că nimeni nu se gândea astăzi că se va termina 4-0 pentru Rapid. Jucătorii celor de la FCSB triști, vă dați seama, șanse foarte mici acum să mai obținem, să mai primim vreun tricou. Dar în orice caz am avut goluri, 4 goluri, 0 din partea celor de la FCSB, care în acest moment se află la 9 puncte diferență față de cei de la Rapid.
În orice caz, campionatul nu este jucat încă din punctul meu de vedere. Urmează play-off-ul și acum haideți să vedem unde e Carlos. Carlos s-a dus după tricou, dar eu nu cred că îl mai obținem. Jucătorii de la FCSB au plecat direct la vestiare și acum jucătorii Rapidului, hai să vedem dacă dă cineva un tricou. Ia cere Carlos, că tu l-ai. Zi, uite că l-a dat. Ia vezi dacă e Cârjean. Uite-te după căt al nostru. Așadar, fraților, de aici, de la marginea terenului, spunem la revedere acestui vlog cu o super atmosferă. Cinste de un derby acolo, foarte, foarte bine m-am simțit. Ideea în felul următor, vă dați seama la acest rezultat, niciun jucător nu poate să mai fără un tricou. Misiune neîndeplinită nici astăzi, v-am zis, este imposibil din punctul meu de vedere. Dar dacă v-a plăcut acest vlog, haideți acolo forță cu butonul de like și cu butonul de subscribe, de ce nu. Până data viitoare, am fost Tudor și v-am pupat. Pa, pa! Domnul Șuc! Fraților, și ne-am întâlnit aici să ne dea tricoul. Thanks, man. Mulțumesc. Bine, mă. Bye. Mamă, nu cred. Băi, fraților, ce credeți? Antuim dă mesaj pe WhatsApp. Carlos aleargă ca nebunul să poată să-l ia, deoarece suntem în trafic și e bară la bară. Și nu-mi vine să cred că acum, la final de clip, Antui... Ia, ține Carlos telefonul aici. Ține Carlos, să le arătăm. Păi, ăla de joc, nu? Da. Cu care ai jucat. Și l-a dat jos pe el. Serios? Da. Mamă, nu cred. La final de clip, Antui ne sună să ne dea tricou de joc. Respect, Antui, acolo. Bro, pentru asta că m-am dus să faci și tu o cinste cu șaorma. Tu numai la șaorma aia te gândești. Mamă, cât de bine arată tricou ăsta. Tricou direct cu Antui. De fapt, tricoul lui Antui de joc direct de astăzi. Mulțumim mult de tot, Antui. Mulțumim, Robert. Hai se termină clipul, forță cu Carlitos, care a alergat, credeți-mă, o grămadă acolo. Respect, Carlos.